Și cât o să crească în tavă, noi o să facem linte, linte de post. Le punem așa aici. Acestea o să facem ceva sărat. Sărat și dulce. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Așa. Și le pun așa aici. Am să le acopăr cu aceeași foaie transparentă. Așa. Și le lăsăm aici în față. Acum, din acest aluat, o să-l întindem. Am făcut biluțe și fiecare biluță am întins-o și am pus ulei între ele. Am să vă pun și linkul unde am făcut în direct aici pe pagină. Și o să întindem. Dacă o să fie nevoie să de făină, o să punem și făină. Așa. Ia să vedem. Am luat-o, l-am făcut aseară și l-am scos dimineață și a stat până acum. A stat la temperatură. Jumătate o să facem cu Nutella, cu crema de ciocolată și jumătate cu ricotta. Întindem mai întâi așa aluatul bine. Așa. Aici am un cuțit, așa am să-l tai în două. Și jumătate o să facem cornulețe. Acestea o să le umplem cu ciocolată și această parte de aici cu ricotta. Așa. O să desfacem burcănelul. Și o să punem câte puțină Nutella, așa, peste. Să ne ajutăm cu un cuțit, așa. Așa. O să punem mai întâi aici. Și vineri o să facem un tort făcut cu aluat din ca un ecler, numai că o să facem rotund, un ecler uriaș, un tort. O să-l facem în direct.
Constantin de așa puțin din ciocolată până jos. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Începem cu cornurile dulci, mai întâi acestea cu Nutella sau cu cremă de ciocolată. Puteți pune și bucățele de ciocolată. Bucățele de ciocolată le puneți și întoarceți. Așa. O să mai iau puțin și o să mai pun aici. Eu am să folosesc un ingredient care îl pun mereu, foaie de dafin. Și după aceea o să facem și un ceai de dafin, care este foarte, foarte bun pentru digestie. Așa. Și acum să le întoarcem. O să închidem aici. Punem deoparte. Și acum întoarcem. Să-l pun așa aici și întoarcem așa și tragem. Ia uitați-l așa și-l punem într-o tavă. Să punem așa într-o tavă așa aici. Aici în tavă și apoi le lăsăm să crească. Așa. Ia să-l întoarcem și pe ce, să-l tragem așa puțin. Așa. Și punem în tavă. Așa aici. Și apoi ungem cu ou. Cu ou și cu puțin lapte. Aluatul nu este dulce. Este sărat. Este aluatul de pâine. Dar apoi o să-i dăm prin zahăr pudră. Așa. Și întoarcem. Și tragem așa. Uitați. Așa.
mare, mare grijă. Aceasta este Nutella. Așa. Nu puneți alt fel de cremă din alt fel de borcane. Eu am încercat și iese. Așa. Cred că trebuie să pun într-o tavă mai mare ca să le pun pe toate. O să le mutăm. Așa. Ia uitați. Și tragem așa. Tragem, aluatul este elastic. Așa. Cam așa sunt. Facem și pe ultima. Și apoi facem umplutura pentru cele cu ricotta. Așa. O să le trecem în altă tavă mai mare ca să le punem împreună. Așa. Aici avem ricotta, ciocolată și ne trebuie o lungurică de zahăr. Și o să punem puțin zahăr aici, cu o linguriță. Acum fiecare pune după gust. Eu pun doar o linguriță. Puteți pune și vanilie sau puțină coajă de lămâie. Așa, eu pun doar atât, amestecând bine. Și ciocolată. Aici am 100 de grame de ricotta. Și ciocolată 50 de grame. Acum punem cât ne place. Eu am să pun pe toată. Așa, și amestecăm. O linguriță de zahăr, puteți pune și mai multă dacă doriți. Așa. 100 de grame de ricotta și 50 de ciocolată. Și am să o întind pe acest aluat aici. Așa, am amestecat bine. Ia să vedem aluatul cum. Așa. Să mai întindem așa puțin. Așa, și acum întindem toată ricotta peste, așa, încet. Cu ciocolata se întinde mai greu. Și încercăm să o întindem cum putem. Lăsăm partea de aici fără și întindem doar aici, în partea dreaptă. Și apoi o răsucim. Așa.
Ciocolata o puteți tăia mai mărunțel. Eu am tăiat-o mai grosolan, așa mai. Dar este bine și așa. Și acum răsucim încet. Așa. Și am să tai așa bucățele. Să vedem. E mai bine așa. Asta. Și le așezăm așa în picioare. Și în partea aceasta o să punem cornurile. Ca să băgăm la cuptor odată. Așa. Punem și cornurile alături. Așa aici. Să le punem pe toate. Le lăsăm la crescut. Așa. Lăsăm la crescut acum și le facem pe cele sărate. O să facem. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Și acum, aici avem biluțele noastre puse la odihnit și o să umplem cu ciupercuțe, uitați, ciupercuțe de la borcan, condimentate. Și aici am roșii uscate. Aici în Italia se găsesc așa în borcan, dar puteți pune și puțin bulion sau cu ce doriți le umpleți. Și mai am aici bucățele de cașcaval, o bucată de cașcaval și îi crembuști. Astea le facem pentru băiețel. Și apoi o să punem și susan și semințe de floarea soarelui. Așa. Și să începem, să vedem cum le facem. Și o să începem cu o biluță. Am să dau deoparte și apoi o să le facem pe rând. Așa. Și o să întindem. O să întindem prima biluță. Deci dacă este necesar, puneți făină la întins. Așa.
Trebuie să le fac pe toate împreună în același timp. Așa. O să luăm. Acestea le dau deoparte pentru moment. Îi dăm timpul să se odihnească. La fiecare bucățică de aluat pe care o lucrăm, depinde ce vrem să facem cu ea. Așa. Aceasta am să tai tot la fel și am să fac mici triunghiuri, mici cornulețe. Așa. Să vedem câte ne trebuie. Și am să pun roșii. Roșii uscate. Așa, câte una așa aici. Și am să le întorc. Și le pun aici alături pe toate. Așa. Și le răsucim. Așezăm așa aici, într-o parte. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Așa. Eu le-am spus chifle, dar or să fie tot așa un fel de pelitire. Să le pun pe toate împreună. Așa. Și le dăm aici deoparte. Mai întindem puțin. Păi eu am nevoie să-mi fac două șuvițe mai lungi. Și le întind și mi le pun așa aici. Pentru cârnăciori, pentru crembuști. Așa. Între timp, luăm și întindem altă bucată, unde o să punem cipercuțele. Așa. Și aici, în interior, o să punem ciupercuțe. Așa. Apoi lăsăm totul la crescut, să crească. Și după aceea dăm la cuptor. Așa. Să punem totul. Așa. Ne ștergem mânuțele. Și acum o să închidem așa. Și o să facem biluțe. Le închidem bine, bine, bine.
acestea sunt cu ciupercuțe. Așa. Și le punem aici într-o parte. Închidem așa bine totul. Așa. Închidem bine, bine să nu se desfacă. Așa. Și le punem așa aici, într-o parte. Și apoi să le punem pe toate în tavă. O să dăm mai întâi cornurile, cele dulci, la cuptor și apoi cele sărate. Așa. Dacă o faceți cu ciupercuțe proaspete, le trageți la tigaie, cu usturoi. Așa. Aici. Am terminat și cele cu ciupercuțe. Acum mai întindem puțin acestea două ca să se întindă bine. Așa, că le vreau subțiri, subțiri, subțiri. Așa. Am să las aici deoparte. Așa. Între timp aluatul se odihnește și apoi o să mai întindem puțin. Dăm aici deoparte. Și avem ultima biluță. Aceasta o să o facem cu cașcaval, cu bucățele. Așa. O să întindem puțin. Aluatul care ne-a rămas să-l strângem și-l dăm deoparte, așa aici, frământăm așa puțin și apoi să-l întinde. Așa. Aici avem cașcavalul nostru și o să tăiem așa bucățele. Le umplem cu cașcaval. Așa, facem triunghiuri. Așa. Putem face și câteva dunguțe, așa.
Și dăm deoparte și pe acestea le dăm deoparte. Așa, prindem așa cașcavalul aici. Așa. Și punem deoparte. Mai întindem puțin. O facem lungă, lungă. Așa. O așezăm aici. Așa, și dăm deoparte să se odihnească. Și acum o să tăiem și crenguștii noștri. O să-i tai tot așa în bucățele. Iată-ți. Așa. Și acum am să-mi aduc tava aici, tava noastră, și o să le punem așa în tavă pe toate. Și o să punem cărnăciorul nostru în interior. Uitați așa. Și apoi răsucim. Așa. Și acum le așezăm pe toate. Le așezăm aici. În 2, 4, 6. Și o să punem așa. Acum o să ne rupem oul nostru. Și o să punem așa aici, ca să ungem cu puțin lapte, cu o lingură de lapte o să punem. Să deschidem și cuptorul. Așa, am deschis și cuptorul.
aveam și semințele, ouul și macul. Și acestea o să le dăm cu puțin ou. Acestea sunt cu ciupercuțe. Și o să le dăm prin mac. Și o să le așezăm așa aici. Așa. Și alotul care ne-a rămas o să-l facem cu semințe. Cu semințe de floarea soarelui. Așa. O să-l tragem așa. Și o să-l tăiem. Prin semințele de și l-așezăm așa aici. Acesta e simplu. Așa. Și apoi lăsăm să crească totul. Așa. Dăm așa mai încoace să încapă tot. Așa. Așa. Și acum ungem cu ou. Ungem cu și cornurile, cele dulci, și pe cele sărate. Mai întâi ungem cele dulci ca să le dăm la cuptor. Uitați cum au ieșit. Așa, lăsăm să crească. Acum o să dăm cu ou pe deasupra la cornurile cele dulci. Așa, pun așa aici. Iar rațele au crescut bine. Așa. Și ungem cu ou. Cu ou și cu puțin lapte fiecare. Așa. Și o să le dăm la cuptor la 120 grade. O să vedem 15-20 de minute. O să vedem cât timp o să ne ia. Așa. Pentru orice nelămurire, îmi lăsați mesaj în comentarii și eu vă răspund cu mare, mare drag. Așa. Le ungem bine cu ou.
Și cât cresc și se fac cornurile și chiflele noastre făcute în diverse forme, noi o să facem lintea, o să o punem pe foc. Să știți că durează circa 15 minute la fiert, nu mai mult. Important este să nu puneți sare la fiert, că altfel se întăresc boabele de linte. Așa, am uns cornurile, le mai lăsăm încă puțin. Acum să ungem și pe cele sărate. Ia uitați, cu Nutella, cornuri și acestea făcute cu ricota și ciocolată. Le dăm deoparte. Acestea sunt sărate, ia uitați-le. Le ungem și pe acestea, bine, 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 bine. Cu acestea cu semințe sunt simple. Cu macul sunt umplute cu ciupercuțe, cu roșii, cornulețele, acestea cu cașcaval și în mijloc cu cremuști. Și acum le ungem și pe acestea, apoi le lăsăm să crească bine, 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 așa. Le ungem cu o bătut cu lapte. Așa. Lăsăm să crească bine, bine. Și apoi le dăm la cuptor. Și între timp noi ne facem lintea noastră. Și o să facem și un ceai de dafin. Că eu la linte folosesc și dafin, care este bun pentru digestie. O să-l facem imediat împreună. Am să pun apa la fiert ca să facem. Așa. Ia uitați. Așa. Vedeți? Am dat cu ou, acum lăsăm să crească și ne pregătim să facem lintea. Aici eu am 250 de grame de linte. Eu am spălat-o înainte. O punem așa aici. O lingură. Avem nevoie de apă. Apă cât este necesar. Așa. Aici avem celelalte ingrediente. O să avem nevoie de puțin piper. Ulei. Aici am circa 50-60 de mililitri sau de grame, cântărim în grame. Foi de dafin. O să avem nevoie de sare. Sare o să o punem la urmă, ca altfel o să întăresc. Foi de dafin. Două roșii sau o lingură de bulion, o linguriță și căței de usturoi. Așa, de utiliță mică, nu trebuie mare. Și o să o punem pe foc. Și cum v-am spus, între timp, aici eu am apă și o să facem, o să pun pe foc, ca să facem ceaiul nostru de foi de dafin. Acum, o să punem în această tigăită 250 de linte. Lintea eu doar am spălat-o. Așa. Vedeți? Linte. Spălată, că trebuie spălată. Și o să adăugăm, ia uitați, cam două degete deasupra. Și dacă o să fie nevoie, mai punem apă. Așa. Sarea o punem la urmă și o dăm deoparte. O să punem ulei. Circa 50-60, acum fiecare pune după gust și după cum îi place. Așa. O să punem doi, trei căței de usturoi, tăiați așa, în două, în trei. Am să pun trei căței de usturoi, așa. Aici mai am un micuț. Vedeți?
vede, nu? Și roșii am să o tai în patru. Este, cred că, cea mai simplă mâncare de făcut. Este bună, conține fier. Așa. Tăiem așa în patru. Și punem una, două foi de dafin. Acum depinde de gustul fiecărui. Eu am să pun două foi. Și le... Acestea sunt de la mine, de la planta mea. Așa. Și punem două foi. Vedeți? Am să mai pun încă puțină apă, ca să fie puțin mai sus. Atât. Am să pun și puțin piper. Puțin, puțin. Așa. Ia uitați, și punem pe foc. Când începe să fiarbă, în circa 15 minute este gata. Nu puneți sare înainte, la sfârșit. Puneți un căpăcel și lăsați să fiarbă. Și acum, cu foile de dafin care mi-au rămas, o să luăm și o să punem apa aici și o să lăsăm câteva minute și o să facem o infuzie de apă. De foi de dafin. Este foarte, foarte bună pentru digestie, pentru dureri, pentru osteoporoză, pentru artrite, durerile de oase. Este foarte, foarte, foarte bună. Este antimicrobian, antioxidant, valorul dafinul. Este foarte, foarte, foarte bun. Calmează și temperatura, să știți, dacă aveți temperatură. Așa, eu îl iau pentru digestie și pentru problemele mele care le am cu oasele. Așa, îl folosesc. Conține săruri minerale, fier, calciu. Așteptăm să fiarbă apa și o punem așa aici, apoi o să punem aceste frunze de dafin în interior. Așa, și să vedem apa, să o punem așa aici. O să punem aici, facem vedem cât apă am pus. Așa, cam atât. Sunt circa 400 de apă aici. Și o să punem, ia uitați, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 foi de dafin am să pun. Așa, și închidem. Și le lăsăm aici câteva minute. Și apoi ne-l punem aici în... Trebuie să le lăsat încă puțin. Așa, ia să vedem. E bun. Îl lăsăm să stea așa, măcar 5 minute. Acoperiți așa totul. Am terminat lintea. Ia uitați-o. Așa, urmează să punem și ultimul ingredient, care este sarea. Și apoi, din aluatul de pâine, care îl fac eu cu ou și cu... Acesta nu este de post. Cu Nutella și cu ricota și cu ciocolată. Să vedem dacă încă sunt fierbinți. Și acestea sunt sărate. Cu cipercuțe, cu crembuști, cu cașcaval, cu roșii în interior și simple, cu mac și cu... Așa. Și la sare o adăugăm la urmă. Vedeți că încă este aburi, abia am terminat, abia am scos de pe foc. Așa. O să scoatem foile de dafin. Vedeți? Eu am pus două foi de dafin și o să le scoatem. Așa, și o să le punem așa aici. Dacă mai găsim pe cealaltă. Și o să adăugăm... Mulțumesc, Petronela! Și o să adăugăm sarea. Sarea o adăugăm după gust. Așa, la urmă. Că dacă adăugăm înainte, se întăresc. Și durează mai mult. Ați văzut, imediat s-au făcut. Așa. Și punem sarea după gust. Așa.
gustăm și dacă este bun de sare, așa. Și punem în farfurioara noastră. Acesta o să fie prânzul nostru. Așa, am găsit și cea de-a doua foaie de dafin. Așa, o dăm deoparte, punem așa aici. Și acesta este prânzul nostru. Și punem așa într-o farfurioară. Și cine dorește, poate pune puțin ulei de măsline pe deasupra, dacă vă place. Vedeți? Cam așa arată. O vreți mai zemoasă, puneți mai multă apă. Eu am mai pus la fier din când în când. Ia uitați. Puțin ulei pe deasupra, dacă doriți. Și atât. Acestea sunt lintele. Și din foile de dafin, eu am făcut aici un ceai care este foarte bun pentru digestie, pentru oase, pentru... Eu îl folosesc, ia uitați, l-am ținut, ceaiul meu de dafia. Să știți că este foarte bun, nu este nevoie să puneți zahăr. Eu am probleme la oase și îl folosesc, am artroze, artrită, am probleme mari. Și îl folosesc. Și este foarte bun și pentru digestie. Foarte bun anche pentru când aveți febră. Este foarte bun. Zic, dacă tot am făcut și am pus dafin în linte, zic să vă arăt și ceiuțul cu dafin. Simplu, puneți apa fierbinte, ați pus foile. Și eu am pus circa 6-7 foi de dafin aici în interior. Au fost cam 400 de apă. Să știți că este foarte bun. Dacă vă place așa fără zahăr, lăsați fără zahăr. Așa. Și aceasta este lintea. Cum să punem zahăr pe cornulețele noastre și care sunt dulci. Și apoi să vă arăt și aperitivele. Am pus sarea. O să o dau deoparte. O să o dăm deoparte. Acuși mâncăm. Și aici avem cornulețele noastre cu care sunt dulci. Și aici aperitivele. Aici am să pun... Am să pun că este așa. Și peste cornulețe și peste aceste rulouri cu ricota și cu ciocolată o să punem zahăr. Caluatul nu este dulce. I-am să pun puțin zahăr aici. Așa. Și îl îndulcim așa cu... Ia uitați ce cornuri bune. Așa arată, ia uitați, cornuleț, cornuleț, ia să-l derupem, uitați-l în interior, oh, cu Nutella, simplu, bun, așa, acesta este cu ricota, ia să-l rup, încă sunt calde, vedeți că iese aburul din ele, așa. Acesta cu ricota și cu ciocolată. Și acestea sunt aperitivele. Ia uitați-le. Ia uitați acesta cu cremuști. Acestea sunt simple. Nu, sunt cu cipercuțe în interior. Sunt cu cipercuțe, ia să vedem. Ia uitați-le. Bun, bun, bun. Cu cipercuțe, cu cașcaval. Ia uitați. Așa, cu cremuști. Bunătăți, bunătăți. Așa, acestea nu sunt de post. În schimb, lintea este făcută de post. Cine dorește, o poate face. Se face foarte, foarte ușor. În 15, maxim 20 de minute este gata. Important este să nu puneți sare la fiert. O puneți la urmă și gustați. Gustați să vedeți dacă este bună. Dacă puneți sare la început, se întărește. Și durează mai mult. Aluatul la acestea este făcut cu la 500 de grame de făină, am pus un ou, am pus 50 de unt, jumătate de pachetel de drojdie, 12 grame și jumătate, cam așa, 60 de ulei, o linguriță de miere de albine sau o linguriță de zahăr
Și ceai? Poți o linguriță de sare și 50 de apă și 150 de lapte. Astăzi am făcut bunătăți. Bunătăți cornulețe cu Nutella. Aluatul este aluat simplu, de pâine, nu este dulce. Aluatul cu care fac și pâinea, și colăceii, și pâinea împletită, este același aluat. Și aperitivele. Ia uitați-le. Ia uitați cârnăcior, cum l-am să-l scot de aici. Am făcut așa, că l-am împletit. Așa. Și cornulețele sunt cu roșii umplute. Ia uitați. Cu roșii. Cu roșii uscate. Ia uitați cu crembuști. Cu crembuși bune, bune și gustoase. Toate sunt bune. Așa. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Am intrat doar puțin să vi le arăt. Așa. Și să faceți ceaiul că este foarte bun, cu foi de dafin. Îl faceți, puneți apă într-un vas sau unde îl fierbeți și puneți foile. Este foarte, foarte, foarte bun pentru digestie. Este foarte bun pentru dureri. Eu am dureri de oase și este foarte, foarte bun, să știți. Până am terminat, vă pup dulce și vă doresc o seară frumoasă în continuare și multă, multă sănătate. Și ne vedem, poate mai intru până vineri, nu știu sigur, dar oricum vineri ne vedem sigur să facem tortul. Pup dulce și acum vă las, vă doresc multă, multă, multă sănătate și numai bine. La revedere, o zi frumoasă, să vi le mai arăt odată. Ia uitați. Bunătăți, bunătăți. Acestea sunt sărate și dulci. Cu ricota, ciocolată și Nutella. Așa. Am să public și video și pe canalul de YouTube. Rămâne și aici. Acum în comentarii am să pun și linkul de dimineață, unde am făcut și lintea. Lintea este de post, să știți. Se face foarte, foarte, să faceți, conține fier, este foarte, foarte bună. Nu, ne place, mie îmi place foarte, foarte mult. Și dacă doriți, puneți puțin ulei de măsline deasupra. Este un deliciu. Vă pup. Și ceiuțul de foi de dafin. Este foarte, foarte bun. Să-l încercați. Vă pup. O zi frumoasă și multă, multă sănătate. La revedere. Vă pup. O zi frumoasă tuturor. Pupici. Și vă mulțumesc din suflet. La revedere.